Ervin Onghenda, fostul jucător al celor de la Rapid București, este dorit de FC Botoșani, clubul patronat de Valerii Stime. Finanțatorul echipei a spus că a avut o discuție în acest sens, doar că deocamdată nu s-a concretizat nimic. El a dat semne că nu vrea să vină la Botoșani. L-a rugat foarte mult prin niște cunoștințe și el crede mult în cuvântul meu. Dar acum aștept o ofertă de la mine, ofertă care nu-mi dau seama dacă va fi apreciată. Pentru că are și alte propuneri. Nu știu să spun, dacă e cel mai... Eu încă mai cred că Onghenda este un fotbalist bun și foarte, foarte bun. Dar sunt printre puține oameni în lumea asta care crede acest... având în vedere evoluția și tot ce a făcut el. Eu și cu Marius Coitoru. Credem că Onghenda, Ervin, e un super fotbalist. Dar are nevoie de un tratament mai deosebit. Repet, am vorbit, a răspuns, a avut niște probleme de familie, între timp a spus da, în perioada de mercat o va găsi o echipă. Onghenda a mai jucat la FC Botoșani în două perioade diferite, 2018-2020 și 2020-2022.